La ședința de investire au fost prezenți toți șefii de deconcentrate, iar cel care a condus-o a fost Teodor Gheorghe, directorul Direcției Generale pentru Relația cu Instituțiile Prefectului. Teodor Gheorghe a fost și cel care a dat citire ordinului de încetare a mandatului fostului subprefect Sorin Gheorghe și celui de numire pe funcția a generalului Lucian Foca. Hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar, în detașare, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect a județului Buzău de către domnul Gheorghe Marian Sorin. Având în vedere prevederea articolului 19, alineatul 1, litera A din legea numărul 88 din 1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect a județului Buzău de către domnul Gheorghe Marian Sorin. Semnează prim-ministru Basilica Viorica Dăncilă. Hotărârea Guvernului, poartă numărul 614 din 23 august și a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 736. De asemenea, în aceeași ședință de guvern, s-a adoptat următoarea hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către domnul Foca Petrică Lucian. Având în vedere prevederea articolului 19, aliniatul 1, litera A, articolul 89, aliniatul 2, vice 1, și ale articolului 92, aliniatul 1, vice 1, din legea numărul 188, din 1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Domnul Foca Petrică Lucian exercită cu caracter temporar, prin detașare, în condițiile legii, funcția publică de subprefect a județului Buzău. Semnează prim-ministru Basilica Viorica Dăncilă. Hotărârea poartă numărul 615, de asemenea din 23 august, și a fost publicată în același monitor oficial 736 din 27 august. Emoționat, noul subprefect Lucian Foca a depus jurământul și a dat asigurări tuturor celor prezenți că va pune în slujba noii funcții întreaga sa experiență acumulată în cei peste 30 de ani de armată. Eu, Foca Petrică Lucian, numit în funcția publică de subprefect al județului Buzău, prin hotărârea Guvernului numărul 615 din 2018, depun următorul jurământ de credință, în conformitate cu dispozițiile articolului 62, aliniatul 6, al legii numărul 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu. În același timp, fostul subprefect l-a felicitat pe Lucian Foca. Dați-mi voie să mulțumesc colectivului instituției prefectului, care mi-a fost sprijin în toți acești aproape 3 ani. Dați-mi voie să mulțumesc autorităților locale, primarilor și secretarilor, doamnelor și domnilor secretari, autorităților administrative-teritoriale pentru colaborare, domnului președinte al Consiliului Județean, de asemenea pentru colaborare și, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc tuturor Ministerului Afacerilor Interne, cei mă refer la Inspectoratul pentru Situații de Urgențe, la Inspectoratul de Jandarmerie și Inspectoratul de Poliție Județean. De asemenea, mulțumirile mele directorilor și membrilor Colegiului Prefectural, șefilor de deconcentrate pentru strânsa colaborare și sprijinul acordat. Vă mulțumesc, domnule subprefect, vă urez succes și sunt sigur că veți duce mai departe munca alături de doamna prefect, așa cum ne-am obișnuit la anilor, pe măsura
Prefectul Carmen Ichim i-a urat noului subprefect bun venit în corpul înalților funcționari. Vreau să-l felicit pe domnul subprefect Foca, venit oficial în Bărașa. Nu este deloc ușor. Este deloc ușor să conduce instituția prefectului. Este foarte greu. Activitatea este diversă și variată. Știți cu ce ne confruntăm. Dar cu ajutorul Consiliului Județean, Primăriei Buzău, domnul președinte, domnul primar, astăzi suntem aici și tuturor celorlalți primari, am reușit cât de cât să intrăm într-o normalitate. Zic cât de cât. Probleme, dar asta nu înseamnă că nu avem soluții. Trebuie să avem soluții pentru orice probleme. În fără de vă mulțumesc pentru prezență și mulțumesc pentru colaborarea și comunicarea de care ați dat dovadă. Nu în ultimul rând, mulțumesc și presei care este alături de noi. Chiar dacă ne mai șifonează, chiar dacă are argumente bune, pro și contra, asta este. Ne ducem. Dacă vrem să fim o prezenție cu cei. Mulțumesc pentru. Fostul subprefect va rămâne în cadrul prefecturii Buzău pe postul de consilier juridic pe care l-a ocupat înainte de a ocupa funcția secundă din cadrul prefecturii Buzău.